PSD demarează campania Jos facturile privind strângerea de semnături pentru plafonarea facturilor la energie și gaze. În toate organizațiile județene, membrii PSD le vor explica românilor avantajele acestui proiect care nu doar blochează pentru 6 luni orice scumpire a facturii la energie și gaze naturale, dar oferă consumatorilor și o compensație pentru majorările de preț operate deja de furnizori. Toate semnăturile strânse vor fi depuse la Parlament în timpul dezbaterilor asupra proiectului legii inițiate de PSD pentru a-i convinge pe reprezentanții puterii să voteze pentru întrajutorarea a sute de mii de familii de români. Președintele PSD Mihai Dinți, Aladin Georgescu, a transmis de asemenea un mesaj de susținere pentru campania națională de strângere de semnături. Partidul Social Democrat face tot ceea ce îi stă în putință pentru a opri toate dezastrele sociale provocate de către guvernul Câțu. România a devenit, din păcate, o țară în care marea majoritate a oamenilor trăiesc la limita sărăciei, toate aceste lucruri fiind rezultatul exploziei prețurilor facturilor. Campania națională de strângere de semnături pentru susținerea proiectului de lege al Partidului Social Democrat privind plafonarea prețurilor energiei și gazelor vine în sprijinul cetățenilor și are ca scop limitarea dezastrului provocat de guvernul Cățu. Invit toți mehedințenii să se alăture acestui demers. Împreună suntem puternici. Proiectul PSD este singura soluție concretă care garantează până la primăvară menținerea facturilor energetice ale tuturor consumatorilor casnici la un nivel suportabil. E foarte bine, s-au gândit foarte bine. Și să știți că tot timpul am ținut cu PSD-ul. Și țin în continuare. Dacă reușește să vină la putere, e foarte, foarte bine. Sloganul acestei campanii, Jos facturile, a fost lansat de o româncă din diaspora, Codruța Filip, membru PSD, care a organizat un protest simbolic împotriva creșterii facturilor la energie în fața Parlamentului European din Strasburg. Ideea e bună, dar cine o pune în practică? Cine o pune în practică? Pentru că Câțu, Iohannis, nici atâta să nu vă așteptați, pentru că ea apără interesele străinilor, nu interesele țării. Ar fi bine, dar nu avem încredere în guvern. O contribuție importantă a venit și din partea europarlamentarilor socialdemocrați, care au inițiat o rezoluție solicitând o dezbatere europeană în legătură cu scumpirea energiei. În urma acesteia, Comisia Europeană ar urma să vină cu soluții concrete în sprijinul consumatorilor, mai ales a celor din familiile cu veniturile foarte mici.